În guvernul Dăncilă, majorările salariale se fac pe Facebook. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat sâmbătă, într-o zi de weekend, că salariul minim pe economie va crește de la 1 noiembrie și nu de la 1 ianuarie 2019, cum era anunțat inițial. Creșterile salariale se vor face însă diferențiat în funcție de studiile angajaților și de vechimea în muncă. Astfel, de la 1 noiembrie, salariul minim brut pe țară va crește de la 1900 de lei la 2080 de lei. Angajații care au studii superioare, precum și cei care au o vechime în muncă de peste 15 ani, vor avea salariul minim brut de 2350 de lei pe lună. Haideți să vedem întregul mesaj postat pe Facebook de Lia Olguța Vasilescu. Iar s-a blocat guvernul, iar nu mai sunt bani de pensii și salarii, iar nu se aplică legea salarizării. Asta aud de la opoziție din două în două luni. Și iar răspundem, așa cum nu ne-am blocat până acum și cum am găsit fondurile necesare plății pensiilor și salariilor, așa se va întâmpla și anul viitor. Legea salarizării se va aplica așa cum a fost ea adoptată de Parlament, chiar dacă lunile acestea a mai existat un scenariu, și anume să se aplice direct grila din 2022 în 2020, așa cum au solicitat în mod repetat mai multe federații sindicale. Considerăm însă că legea trebuie aplicată așa cum a fost adoptată de Parlament și cum este în vigoare, cu aplicare etapizată până în 2022 și creștere anuală cu 25% din diferența până la grila din 2022. A scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de socializare, unde a încărcat și câteva documente care atestă măririle de salariu diferențiate. Anunțul făcut de ministrul Muncii îi pune pe jar însă pe oamenii de afaceri din România. Este o măsură populistă și o nouă lovitură dată mediului de afaceri, spun la unison antreprenorii. Aceștia mai menționează și că banii dați pentru creșteri salariale ar trebui să meargă la investiții pentru a se stimula o creștere economică pe termen lung. Este o măsură populistă nejustificată care dă încă o lovitură mediului de afaceri după cele pe care le încasează de aproape 2 ani de zile. Măririle nu le comentăm, necesare, nenecesare, pentru că nu poate să spună nimeni că o mărire de salariu nu este benefică pentru oameni, dar sunt făcute în mod populist, fără nicio fundamentare, fără criterii, fără niciun fel de obligații în sectorul bugetar, iar mediul de afaceri și fiecare cetățean constată că trebuie să se învoiască să se ducă să scoată nu știu ce certificat, să ia nu știu ce adeverință, să se ducă la tribunal și așa mai departe. Deci, instituțiile publice nu funcționează cu nimic mai bine odată cu creșterea salariilor, a spus Cristian Pârvan, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România. Oamenii de afaceri susțin că după ce anul trecut au crescut salariile bugetarilor cu 24%, mediul privat s-a confruntat cu o plecare masivă a angajaților înspre sistemul de stat. În comparație, salariile angajaților din mediul privat au crescut cu doar 11%.